O altă întrebare pe care am primit-o de la dumneavoastră, când folosim antibiotice și când nu folosim antibiotice? Sunt două situații diferite, complet diferite. O să mă refer astăzi când folosim antibioticul în terapia infecțiilor copilului, după care vom vorbi și despre adulți. Folosim antibiotic atunci când avem o infecție bacteriană. În mod evident, ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l știți. Virusurile nu mor cu antibiotice. Antibioticul nu tratează febra, febra nu scade dacă administrăm un antibiotic, febra scade cu antitermice, iar antibioticul omoară doar bacteriile. Dar trebuie să folosim antibioticul specific pentru bacteria specifică, nu putem folosi nimic după ureche, de aceea există ghiduri de antibioterapie. Faptul că antibioticele se folosesc în exces, faptul că ele se folosesc în situații în care nu trebuie folosite, a dus la creșterea rezistenței la antibiotic, astfel încât putem face o infecție ușoară cu un germene comun, dar antibioticul cunoscut de toată lumea de ani de zile să nu poată să ne ajute. Motiv pentru care vă sfătuiesc din toată inima să nu folosiți antibiotice decât atunci când ele sunt recomandate de către doctor. Dacă copilul dumneavoastră are o viroză simplă, este suficient să-i dați simptomatice, noi așa le numim simptomatice, antitermice, antitermicele care se folosesc corect alternând două molecule diferite la un interval de 4 ore, 6 ore, 8 ore, numai des de 4 ore, deci putem alterna moleculele de antitermic conform cu greutatea și vârsta copilului, picături de nas, spray-uri de gât, dacă are o durere în gât, doar simptomatice, da? Ceva tablete pentru imunitate, dacă este nevoie. Nu-i administrăm antibiotic decât dacă, și nu ne punem problema să administrăm un antibiotic, decât dacă după 3 zile de tratament antitermic corect, după cum v-am spus, febra nu scade, deci clar există o suprainfecție bacteriană după infecția virală. Iar antibioticul trebuie să vă fie recomandat de medic pentru că există o succesiune, o treaptă, niște ghiduri clinice de antibioterapie. Există infecții care merg la un anume tip de antibiotic, la o anume clasă de antibiotice, iar infecții care nu răspund. De aceea antibioticul trebuie doar recomandat de doctor. Dar situațiile în care noi avem nevoie de un tratament antibiotic sunt mult mai puține decât situațiile, respectiv infecțiile virale, când avem nevoie doar de simptomatice. Vă doresc multă sănătate!